Această plăcintă de mere este o alegere minunată pentru oricine caută o variantă de desert mai sănătoasă, dar la fel de delicioasă ca o plăcintă clasică. Am amestecat toate ingredientele într-un bol și am frământat cu degetele până când am obținut o textură nisipoasă. Am pus treptat două-trei linguri de apă și am frământat până am obținut un aluat tot nisipos, dar care se leagă atunci când îl strângeți în mână. Am turnat trei sferturi din aluat în tavă și l-am întins uniform cu mâna, după care l-am nivelat cu o lingură curată și puțin umezită în apă ca să nu se lipească aluatul de ea. Am băgat aluatul în cuptorul preîncălzit timp de 20 de minute. Pentru umplutură am curățat merele, le-am dat pe răzătoare și le-am pus pe foc până acestea s-au copt și nu au mai lăsat apă. Am adăugat scorțișoara și mierea pentru mai multă aromă și dulceață. După ce toate au fost gata, am turnat umplutura peste aluat. După ce am nivelat bine merele, am presărat peste ele aluatul rămas. Am apăsat puțin cu mâna aluatul ca acesta să nu cadă când plăcinta va fi gata. Am băgat tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 20 de minute. Este bine să lăsați plăcinta să se răcească puțin înainte să o tăiați.